Ori întreabă, cetățenii răspunde. Trăiește ca și cum ai muri mâine, iar dacă viața îți dă lămâi, fă limonadă. Pentru că la urma urmei, ce nu te omoară, te face mai puternic. Morning Glory, Morning Glory, am vorbit cu cititorii despre cărți, viață și motouri la Gaudeamus. Ai un citat preferat, un citat care ai vrea să fie pe piatra ta funerară, să spunem? A fost frumos. Există, nu există, un alcoolic trece piața tristă. Din Nocturna lui Bacovia. Suntem români și punctum, de Mihai Eminescu. Din altul Miller, foarte frumos, dar nu știu pe din afară. Parafrazați. Viața este ceea ce este și trebuie să o trăiești ca atare. Tu ești acolo pentru toți, dar pentru tine nu este nimeni. Că tot m-am uitat mai devreme la cărțile cu Assassin's Creed, nothing is true, everything is permitted. Nu-mi vine în cap decât citatul din noi că ai atâtea vieți câte cărți ai citit. Tu schibri reine pa or. Nu tot ce strălucește este aur. Life's a bitch and then you die and then you... that's why we get high. Albumul lui Nas, Illmatic. Oamenii se nasc egali în fața lui Dumnezeu și au dreptul la viață, la libertate și la căutarea fericirii. Înțelepciunea este mama tuturor lucrurilor. De unde este asta? De la Solomon. Limba este dată omului tocmai pentru a-și ascunde gândul. Un citat egiptean. Vă spun dintr-o ieșită, never surrender, never retreat. Micul prinț, ceea ce e esențial, este invizibil ochiului. Se vede doar cu sufletul, ceva de genul ăsta. Life is what happens when you're making other plans. Crede și nu cerceta. Si vis mai flere, primum ipsi tibi. Adică dacă vrei să plângi întâi, trebuie să plângi tu întâi. Unlimited power in the hands of limited people always leads to tyranny. Solzhenitsyn. E o poezie de-a mea. Am scris-o când eram în liceu, într-a noua, și se numește Măpiș. Măpiș contra vântului. Mă întorc, gust și simt boara aspra libertății. Morning Glory on Rock FM.